Bună seara! Văd foarte mulți voluntari acuzatori în studio la dumneavoastră și până la urmă am și eu dreptul să-mi exprim punctul de vedere. Vă rog! Îl văd pe domnul Tudor Barbu acolo, care a devenit un activist de stat de 2 bani al PNL-ului în orice condiții, Oreste care cerea bani de la doamna Elena Udrea. Domnul președinte, nu mai sunteți președinte, vă pot jigni și eu oricum. O secundă, că nu ne auzim. Domnul Oreste, nu te jignezi, doar spun adevărul. Și nu ne auzim. De ceva timp cât adevăr spuneți. O să vă dau cuvântul, o să vă dau replica imediat ce domnul președinte își termină cuvântul. Deci, atâta timp cât vorbiți de mine neîntrerup, dați-mi voie să vă spun și eu cine sunteți. Sunteți, domnul Oreste, sunteți cel care ați sustras documente din trustul intact și le vindeați Elenei Udrea pe bani. Da? Și Elena Udrea le-a cumpărat sau nu, domnul președinte? Deci nu v-a dat banii, domnul. Eu le-am și atunci cum a pus mâna pe documente, domnul președinte? Asta se numește maschirovca și este o tehnică KGB-istă pe care vreau să o stăpâniți foarte bine. Nu, din 96 o stăpâniți foarte bine, domnul președinte. Lăsați eu cu KGB-ul că nu păi se eu o las, dar nu o las la alții, domnul președinte. Sincer, mă pierdeți aici. Uită-te, uită-te dar la nu mai manipulați în ultimul hal pe seama mea, domnule, că e penibil. Este penibil, îmi pare rău. Da. O hai spune, apărați-vă dumneavoastră de ce mă acuzați pe mine de niște lucruri pe care nu le puteți dovedi nu, niciodată. Nu, măi băiatule, eu îți spun cine ești, ca să știi. Păi, dar cine este dumneavoastră să spune cine sunt eu, domnul? Domnul păi, președinte. Am acest drept pentru că știu când cereai bani, da? Păi de unde știți dumneavoastră? Cereai bani pentru acte domnul președinte, de unde știți dumneavoastră asta? Hai că pe doamna Elena Udrea n-am mai dat-o judecată că s-a dus la beciu domnesc. S-ar putea să vă dau pe dumneavoastră că chiar nu aveți niciun fel de proprietate pe care domnul Bărăscu, am rugămintea, Hai să faci exercițiul ăsta, că o să-ți hai prindă bine. Hai faceți-l, dar faceți-l corect, nu mai minti. Bun, domnul președinte, da, n-ați, acum vorbim. Domnul Striblea, eu am vrut să intervin doar ca să lămuresc un lucru pentru... Da, ca să spuneți cine sunt eu cu Tudor Barbu. O secundă, domnul Teodorescu, că nu... Domnul președinte vorbește și nu-l aud, sincer, da. Păi da, vă rog... vorbește chiar cu niște fraieri, asta da. E chestia. Vă rog, domnul președinte. Oreste, depinde cum te simți. Mă simt foarte bine, domnul președinte. Bun, haideți să trecem peste păi, momentul ăsta, că nu ne-a... Da.